Salutare tuturor și bine ați venit la un nou vlog. Ei bine, iarăși a trecut o săptămână, cred că și ceva, de când n-am mai postat. Voiam să reluăm postările cu câteva videoclipuri mai interesante, doar că a venit situația de față și cred că cu toții știți despre ce este vorba, despre războiul care are loc în momentul de față în Ucraina cu Rusia. Nu putem să trecem peste situația asta fără să amintim de ea sau să ne spunem și noi punctul de vedere, să zic așa, sau măcar să aducem un plus de liniște pentru voi cei care ne urmăriți și mai mult decât atât să vă expunem situația și dacă puteți și voi să venim în sprijinul celor care chiar au nevoie. Vreau să știți că am început o serie de știri pe care le voi posta pe canalul meu secundar, canalul de business. Aveți un link în descriere, puteți să dați acolo un subscribe la canal și să urmăriți ultimele știri legate de război. Voi încerca să postez cât de des posibil, cel puțin o dată pe zi, astfel încât să vă țin la curent cu tot ce se întâmplă legat de război și să fiți informați corect din surse cât mai sigure, pentru că o să încerc să verific toate acele informații. Vă aștept, aveți link în descriere. E bine, situația, din câte vedeți, a luat-o cu totul de sub control și cred că cea mai mare frică în momentul de față pentru toți e că nu se știe dacă Putin va ajunge să folosească armele nucleare sau nu. E o chestie care ne sperie și credeți-mă că nu știu ce să zic în privința asta, dar oriunde am merge, oricum am avea de suferit dacă s-ar întâmpla treaba asta, dar din punctul meu de vedere eu cred că e doar o chestie pentru intimidare și lucrul ăsta nu se va întâmpla niciodată. Ar fi mult prea mult pentru omenire în general. Și ceea ce ni se pare extraordinar e că tot globul în momentul de față, că mi-a arătat și Bușcă aseară, cumva se roagă pentru Ucraina și este împotriva acestui război. E impresionant. Sunt foarte multe proteste în momentul de față prin foarte multe țări, cu extrem de mulți oameni care au ieșit în stradă și toți își doresc ca acest individ să se oprească și chiar unii, fix astăzi îi spuneam și lui Radu, unii spuneau că își doresc ca acest individ să dispară de tot. Vedeam la protestele de la Berlin, mamă, o grămadă de oameni acolo, erau, nu știu, aveam impresia că s-a adunat tot orașul în centru pentru protestele respective. Eu cred că erau cel puțin 90% din populația orașului erau pe stradă în momentul ăla. Uite, mi se face pielea de găină și nu numai, deci peste tot, astăzi, inclusiv ceea ce m-a impresionat a fost faptul că auzisem de Elveția, care renunță la neutralitate pentru a sancționa Rusia. Da, o veste destul de importantă. Pentru... Da. Mă rog, să iau multe acțiuni în sensul ăsta, dar vis-a-vis de ceea ce se întâmplă la noi în România și cum ne afectează treaba asta pe noi, în primul rând există foarte multe fake news-uri în momentul de față care cumva au ca scop să destabilizeze populația și să bage frica în populație și asta se întâmplă cu fiecare dintre noi pentru că cu cât vedem mai multe știri mai înspăimântătoare, toate lucrurile astea sunt subiective și puse într-o lumină în funcție de postul de TV la care vă uitați sau de știrile care au un anumit scop. Există însă și multe fake news-uri care vă influențează direct pe fiecare dintre voi, cum ar fi niște plicuri care ajung la fiecare dintre voi acasă, trimise de cine știe ce indivizi, care sunt fake news-uri care reprezintă, din câte vedeți și aici pe ecran, sunt foi prin care vă cheamă pentru înrolarea în armată vis-a-vis de o posibilă confruntare de tip război. Lucrul ăsta nu este real, este total un fake news și am văzut că a mai fost completat și de o poză care circulă pe internet cu un mesaj de la Ro Alert în același sens cu chemarea pentru înrolarea în armată, ceea ce iarăși este un fake news. Nu vă speriați, lucrurile astea dacă se vor întâmpla vor fi niște chestii oficiale puse pe paginile oficiale și vor fi anunțate oficial de oficialitățile României. Nu se întâmplă nimic așa venit în poștă și gata, veniți la înrolare. Plus că lucrurile astea se întâmplă doar în cazul în care țara se află în timp de război, pe timp de asediu sau pe timp de mobilizare, sunt niște condiții speciale pentru așa ceva, deci excludeți din start treaba asta. Nici la televizor nu e mai rost treaba, credeți-mă. Chiar mă uitam cu Bușcă zilele trecute la un post pe TV și chiar ne prinsese situația. Am zis că, băi, uite ce mișto, mă, câte surse, încearcă să le verifice în teren. Foarte tare. Am putea avea încredere în postul respectiv, doar că, ce să vedeți, 3 ore mai târziu a venit cu bomba tata asta și a vorbit despre niște subiecte. Băi, nu venea mie să cred că vorbești așa ceva la televizor. Pentru rei
meeting, ar putea să facă orice. Și mai ales în situația de față, când deja întreaga populație este panicată, să vii și să plusezi cu astfel de bălării, mi se pare ceva la modul cel mai josnic. Nu înțeleg ce au vrut să demonstreze în fazele respective. Stăteam până târziu și ne uitam. Pușca era foarte revoltată, a zis că băi, acum ia stai să vezi că și postez despre ei, nu-mi vine să cred că au făcut așa ceva. Ei bine, se întâmplă, poate din neștiință, pentru că vin foarte multe informații în momentul de față, foarte, foarte, foarte multe informații pe flux. Multe dintre ele n-au timp să le verifice, pentru că e imposibil să verifici atâtea clipuri video, atâtea fotografii în timp real, când lucrurile sunt într-o alertă continuă și se întâmplă foarte multe lucruri în scurt timp. Însă, nu cred că putem să mergem atât de departe și sunt o grămadă de fake news-uri. De asta trebuie să fiți foarte atenți, să încercați să le verificați și din alte surse și să vă convingeți dacă sunt reale sau nu, pentru a nu vă panica. Până la urmă, despre asta este vorba. De asemenea, primesc o grămadă de mesaje de la voi în legătură cu ce cred vis-a-vis de viitoarele acțiuni ale Rusiei și dacă se va extinde și pe teritoriul României sau care vor fi următorii pași. Ei bine, nu cred că există cineva pe globul ăsta care știe exact care sunt următorii pași care vor urma, pentru că cât de departe este de spus să meargă. Și cred că mai depinde și de situația de moment, nu? Da, bineînțeles. Probabil chiar și cel care face planul poate să schimbe regulile. Păi bineînțeles, depinde, uite, în situația actuală trebuie să ne dorim foarte tare să reziste cât mai mult Ucraina, pentru că asta înseamnă că sunt planuri practic date peste cap. Nu cred că cineva care atacă își dorește să piardă, da? Asta e clar un punct care ar trebui luat în seamă și nu poți să știi exact cum evoluează lucrurile, pentru că deja așteptările ne-au fost date peste cap și cred că ne vor fi date în continuare. Așa că eu totuși prefer să fiu optimist, prefer să cred că lucrurile vor avea o turnură pozitivă în viitor apropiat și că o să ne revenim la normal și o să fie pace, pentru că cu toții ne dorim pace. Ne dorim să stăm liniștiți, să mergem la cinema, să ne vedem de zilele de naștere, să ne vedem de 1-8 martie și așa mai departe, pentru că sunt zile care ar trebui primite cu zâmbetul pe buze. Și pe lângă asta, noi ca România suntem într-una din cele mai puternice alianțe existente și care au existat vreodată pe glob. Suntem protejați de NATO și cred că asta ar trebui să ne dea o încredere foarte mare, pentru că suntem în cea mai bună poziție ever de până acum ca și stat în ceea ce privește securitatea. Așa că eu zic să avem încredere. Eu știu că există o grămadă de sceptici care zic că bă, că ne lasă, că nu știu ce, că povești, foarte, foarte multe povești și o grămadă de inspiraționiști din ăștia, cum au fost și în cazul pandemiei, care și-au început să inventeze tot felul de situații care cumva la un moment dat depășeau și imaginația. În orice caz, trebuie să avem încredere și trebuie să fim calmi. Bun, și cred că cel mai important lucru, să zic așa, și cel care ne afectează cel mai mult și care pe Bușcă l-a afectat extrem de mult în ultimul timp, a și plâns, cred că în fiecare zi a plâns, a fost una dintre cele mai lungi perioade. A fost, cred că, cea mai lungă perioadă în care eu am fost tristă în fiecare zi sau am plâns în fiecare zi. N-am mai plâns atât de mult zilnic, de foarte mult timp, nici nu știu dacă s-a întâmplat vreodată să plâng atât de constant zi de zi și simt foarte multă durere, nici nu știu cum să explic sentimentul ăsta. Orice vești vin de la război sau orice văd, sunt foarte multe povești care m-au impresionat. Băi, împinge clar că direct așa într-o stare în care melancolie, da, clar da, că da, te înspăimântă da. Și când vezi toți oamenii care stau acolo cu copii mici și au început să fie și temperaturi scăzute, să ningă și așa mai departe și sunt nevoiți să stea cu zilele acolo, pentru că sunt oameni care stau și 3-7 de ore, 40-50 de ore. Sunt niște situații prin care tu, dacă ai trece, ar fi cumplit și îți imaginezi, băi, eu dacă aș fi impus în situația asta, ce aș face, știi? Și începi să te gândești, începi să te afecteze lucrurile astea, pentru că suntem empatici ca oameni, ne place să vedem că lumea e fericită în jurul nostru, nu vrem să vedem atâta suferință și așa mai departe. Și cred că pe Bușca a afectat-o foarte mult treaba asta. Uite că vă las și un link în descriere cu un grup special făcut pentru a ajuta toți oamenii care au nevoie și sunt veniți din Ucraina în momentul de față. Puteți să puneți și voi postări acolo în care să spuneți dacă aveți ceva care ar putea să-i ajute, nu știu, mâncare, apă sau lucruri care ar fi de o necesitate absolută pentru persoanele de acolo. Chiar și asta a început să fie o problemă, pentru că eu am înțeles, toată lumea a vrut să ajute și toți românii în momentul de față sunt niște eroi prin faptul că au arătat atâta solidaritate față de poporul Ucrainei, făcând un pic abstracție de chestia asta, ei vrând să ajute, probabil că nu și-au mai dat seama ce și cum ar fi nevoie și atunci au început să trimită foarte multe haine și citeam pe
Instagram la mai multe persoane faptul că în momentul de față nu ar trebui să le trimitem neapărat haine dacă vrem să venim în ajutorul lor și că cel mai important ar fi să le trimitem mâncare și aici este vorba despre produse care nu sunt poate perisabile, cum ar fi conserve, tot felul de pachete cu biscuiți, bla bla bla, pături, saltele și produse pentru bebeluși și medicamente, la fel care se pot achiziționa din farmacii fără prescripție medicală. Astea ar fi cam cele mai esențiale lucruri și dacă putem să facem treaba asta, ar fi foarte bine să venim în ajutorul lor. Dacă vrem să mai ajutăm într-un alt mod, donațiile de sânge sunt foarte binevenite. Da, mai ales acum că s-a format un centru de donare de sânge de la Spitalul Militar Central de aici din București și vor mai fi și alte centre de donare de sânge pentru cetățenii care au nevoie de acolo din Ucraina și pentru militarii care sunt răniți și au nevoie de sânge. Eu cred că am putea ajuta și printr-un share la grupul respectiv sau pentru a da la alți prieteni care poate, nu știu, se ducă cât mai departe grupul respectiv pentru a aduna cât mai multe resurse acolo, sau, să venim în sprijinul lor. Sau măcar gândindu-ne pozitiv la ei, rugându-ne pentru noi, un pic să le transmitem din starea asta pozitivă, exact. Așa, un vibe pozitiv. Cu toții putem fi alături de ei prin mici chestii pe care le facem și sunt sigur că vor conta și se vor aduna acolo chiar dacă e un gest micuț. Ei bine, despre asta am vrut să vorbim un pic în videoclipul de astăzi. Vrem să marcăm momentul ăsta și să fim alături de poporul ucrainian. Suntem empatici, ne dorim ca lumea să fie în pace și ne dorim ca toți să fie fericiți. Ei bine, dragilor, să aveți o primăvară frumoasă, aveți grijă de voi și gândiți pozitiv. V-am pupat!